Partidele din cadrul campionatului județean de fotbal, Liga a 5-a, Seria Vest Dâmbovița, continuă să facă spectacol pe arenele de joc. De departe, partida dintre Voința Vișina și Viitorul Găiești, disputată în runda precedentă și încheiată cu scorul de 17-2, rămâne de referință cel puțin în acest început de campionat. De asemenea, un alt scor neobișnuit înregistrat la un joc de fotbal s-a consemnat și în victoria cu 9-0 obținută de FC Potlogi în duelul cu Viitorul Străoști. Spicul Jugureni a reușit o victorie in extremis în deplasarea de la Ionești, dar mult mai apropiată de un scor normal al unei partide de fotbal, 3-2, și rămâne în coasta liderului din Vișina, la egalitate de puncte, 12, dar departajată de golaveraj. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei cu numărul 5 în campionatul județean de fotbal, Liga a 5-a, Seria Vest Dâmbovița, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. ASE Olimpia Picior de Munte, ASE Viitorul Odobești Ziduri, 4-4. ASE Voința Vișina, ASE Viitorul Găiești, 17-2. ASE FC Potlogi, ASE Viitorul Străoști, 9-0. ASE Corbi Mari, ASE PCM Ungureni, 0-0. ASE Viitorul Burduca, ASE Olimpia Morteni, 2-1. ASE Unirea Cobia, ASE Petrolul Răscăieți, 2-0. ASE Sportul Mugoșani, ASE Dinamo Odaia Turcului, 1-6. ACS Voința Ionești, ASE Spicul Jugureni, 2-3.